Puțin știu că pe lângă atacurile de panică, fobii sau anxietăți pe care le vindecă rapid, hipnoza e de 3 ori mai eficientă în renunțarea la fumat, spre exemplu. În plus, specialiștii spun că terapia prin hipnoză face adevărate minuni și în curele de slăbire. Nicolae Bănică este unul dintre specialiștii atestați de către Asociația Europeană de Hipnoză și astăzi e gata să ne arate partea de spectacol a acestei practici terapeutice. Pentru asta își va lua la întâmplare subiecții pe care îi va aduce în stare de transă pentru câteva clipe. Chiar dacă folosește cuvinte simple, ceea ce reușește să facă nu e deloc ușor. Ca să ajungă aici, a avut nevoie de 10 de ore de studiu și exercițiu, iar rezultatul este uluitor. Privește picioarele, privește fix aici, inspira adânc și dă-ți voie să te relaxezi, începând din creștetul capului. Te ia și dori. Foarte bine, dublează starea de relaxare, începând din creștetul capului. Când atingi cu capul jos, este instantaneu o transă hipnotică de 20 de ori mai adânc. Ca și cum acesta ar fi singurul tău scop. Excelent, cu fiecare expirație triplează starea de relaxare. Ca și cum acesta ar fi singurul tău scop. Pur și simplu, adică aud, dar n-ai cum să te miști, nu poți să deschizi ochii, nu poți să faci absolut nimic. Și foarte... Nu. Și foarte amețit. Nicolae continuă spectacolul, de data aceasta cu 5 voluntari. Totul se întâmplă sub ochii trecătorilor șocați. Unii înlemnesc, alții scot telefoanele și imortalizează momentul. Priviți fix aici, inelul meu. Inspira adânc, capul devine greu, cade în față și dor. Într-un moment voi număra de la 1 la 3. La numărul 3 doresc să reveniți toți la starea inițială, simțindu-vă foarte bine, ca și cum ați fi dormit 12 ore, anulând orice sugestie pe care v-am dat-o astăzi. 1, 2 și 3. Sunt deschid de ochi. Ce se întâmplă? Poate să spună cineva ce se întâmplă? Ce simțiți? Foarte relaxat. Ești relaxat, da? Tu cum ești, Ionuț? Ești ok, nu? Tu ești ok? Toată lumea ok? Perfect. Da, văd că este real. Da, este ciudat, dar este și ceva, da. Același timp. Ar fi, nu știu ce să zic. Alții doi tineri nu-și mai pot desprinde mâinile. Vă încerca să le desface, să lipesc chiar și mai mult. Ce se întâmplă, băieți? Ce se întâmplă? Orice încerca să le desfacă, vi le lipește chiar și mai mult. Încearcă tu să-i desfaci. Se lipesc chiar și mai mult, cum încearcă cineva să le desfacă. Ajunge. Uite, ia uite cât de simplu este. Este pur și simplu știință, este foarte multă muncă și exercițiu. N-are nimic vudunia, n-are nimic, nicio problemă de ce ține de SF. Folosesc aceasta în scopuri pozitive, da? Sunt efectele terapeutice ale acestei hipnoze, da? Care se pot... renunțare la adicții, la fobii, la dependențe, la atacuri de panică, orice, dar și mai ales partea de show, de spectacol, în care oamenii vin pentru divertisment acolo, iar sub starea hipnotică pot face ceea ce în mod normal n-ar face în starea trează. Niște lucruri care sunt peste factorul lor critic. Dar hipnotistul merge mai departe. Ia din public doi tineri, prieteni din copilărie. Într-o secundă, unul dintre ei uită efectiv numele celuilalt. El este prietenul tău? Da, suntem prieteni. Și nu-și aduce în aminte numele tău? Da, mă știe, dar nu poate să-mi renunțe numele. Știu cine e, nu poți să... Nu poți să zici numele. El e Costi, el e Ștefan. Și eu? Și pe ea, dar nu... Ne cunoaștem de atâta vreme. Adică... De câți ani vă cunoașteți? Aproape 20. Am încercat și noi să vedem ce se întâmplă de fapt, așa că ne-am lăsat pe mâna hipnotistului. Priviți ce se întâmplă cu reporterul Asta e România. Te relaxezi de 30 de ori mai profund. Capul devine greu, dar nu va cădea de tot, pentru că voi ține, eu știu, relaxat de profund. De câte ori vei zice cuvântul dorm, dar gâtul rămâne blocat în această poziție. Excelent. Voi lua ușor mâna ta, îi lasă moale și grea. Iar când îi vei da drumul și va atinge cimentul, te vei adânci de 20 de ori mai adânc în această stare. Bine, pur și simplu a fost, hai, vrei să încerci? Da, bine, hai să încercăm. De aia nici nu avem toată filmarea de la început, pentru că nu am crezut că o să meargă. Nu ne-am gândit că o să aibă efect asupra mea.
timpul tău îi doresc să deschizi ochii, revenind la stare inițială, simțindu-te foarte bine, ca și cum ai fi dormit 12 ore, dar de câte ori auzi cuvântul, dormi din gura mea, intri instantaneu în această stare, ca și cum acesta ar fi singurul tău scop, moale și grea. 1, 2 și 3, sus, deschide ochii. Hai sus. Ia loc, ia loc acolo. Ce se întâmplă, Otilia? Cum te simți? Privește-mă fix în ochi și dormi. Complet blocată pe scaun. Tu inițial ești speriat și îngrijorat de ce se va întâmpla. Dar după ce ai intrat în acea transă și pentru că el folosește acele cuvinte, cu acum te simți tot mai relaxat și liniștit, tu, în momentul în care revii cu picioarele pe pământ, ai exact acea senzație de relaxare. Adică ești foarte bine. Nu mai ești deloc speriat. El prin cuvintele alea cheie... Cred că într-adevăr acele cuvinte au efect și îți poate induce acea stare de bine. Și ai intrat sceptic într-o filmare și ai ieșit... N-am intrat neapărat sceptic, am intrat cu teamă. Dar deschisă. Dar deschisă, bineînțeles. Și am ieșit relaxată și chiar încântată de ce s-a întâmplat, pentru că nu e real. Știi? E o confirmare că este real.